Iorga a fost contactat de apropiații de Nise Manelista pentru vaccinul minune din Cuba. Artistul a vorbit despre tratamentul pe bază de venin de scorpion și cum poate fi ajutată cântăreața. Niște vaccinuri. Da. Vaccinul este altceva decât veninul de scorpion albastru. Da. Ăla este medicament omeopat. Da. Trebuie să specific din capul locului că eu încerc să ajut așa cum pot toți cei care mă abordează, însă despre ceea ce vorbesc eu nu este un panaceu universal. Legea de fier a cancerului este faptul că șocul emoțional constituie detonatorul. Specialist, dar pot ajuta cu ceea ce am știut și am aflat eu că s-ar putea face. Cu certitudine însă, chiar dacă medicii nu se mai pot implica, pentru că și ei au niște limite, prezența fetei despre care vorbim și care trebuie ajutată de toată lumea, consider aici o fată frumoasă, cred că în acest moment foarte important este factorul psihic, ea trebuie să aibă foarte multă liniște, fac apel la toți cei care o cunosc și care se pot implica direct dintre apropiați, să lase orice orgoliu la o parte și orice alt, știu eu, eventuale discuții, pentru că pentru ea este foarte important să fie liniștită și să aibă încredere că acolo sus cineva iubește și că lucrurile se duc întotdeauna spre bine. Cum ai încercat tu efectiv să o ajuți pe Denisa? Ai luat legătura cu ea? Eu nu o cunosc, Dane, personal. Da. M-a impresionat cazul ei pentru că, na, este ca și copilul meu, ca să zic așa, ca vârstă. Viteza în care s-au petrecut aceste lucruri despre care am aflat eu la timpul meu, deci nu știam de la început. Da. Însă eu am fost contactat de cineva din anturajul ei, nu vreau să vorbesc despre asta. Și am răspuns în măsura în care își pot ajuta. Eu am stat 10 zile cât a fost nevoie după ce mi-a fost aprobat al doilea dosar. Da. Și aceste aprobări s-au dat în funcție de niște determinări care se fac de mutații genetice. Aceste tratamente care se cheamă vaccin sunt tratamente imunomodulatoare, deci care reglează, aduce la normalitate, la un echilibru cât de cât sistemul imunitar. Sistemul imunitar, da, astfel încât să poată detecta o celulă care e creată tot de corpul uman. Denisa poate face această deplasare? Cel mai important este ea să aibă o liniște, ea vrea să lupte.